Ghicitoare. Ce este mai mare decât Dumnezeu, mai rău decât diavolul, unii îl au, alții au nevoie de el, dacă îl mănânci vei muri. Am spus această ghicitoare mai multor categorii de oameni, de la copii până la adulți, oameni în vârstă, studenți. Spre surprinderea mea, răspunsul această ghicitoare cel mai rapid și, bineînțeles, corect l-au dat copiii. Ați dat răspunsul? Repet ghicitoarea. Ce este mai mare decât Dumnezeu, mai rău decât diavolul, unii îl au, alții au nevoie de el, dacă îl mănânci, vei muri. Răspunsul este. Foarte simplu. Răspunsul ghicitoriei noastre este: nimic. Ce este mai mare decât Dumnezeu? Nimic. Ce este mai rău decât diavolul? Nimic. Unii îl au, unii au nimic. Alții au nevoie de el, adică alții nu au nevoie de nimic. Dacă îl mănânci, dacă mănânci nimic, dacă nu mănânci nimic, vei muri. Am fost foarte surprins, așa cum vă spuneam, să observ că cel mai ușor și mai repede dau răspunsul corect copiii. De ce? Răspunsul pe care mi l-am dat este următorul. De obicei creștem și ajungem adulți și suntem tentați, înclinați să căutăm lucrurile sofisticate, scăpându-ne cele simple. Teoretizăm orice adevăr și de multe ori ne scapă ceea ce este evident sau aplicația practică a unui lucru. Asemănător stau lucrurile și cu scrisoarea lui Pavel către Filimon. Nu are nimic sofisticat în ea. Ba din potrivă, fiind atât de simplă și directă, tindem, suntem înclinați fie să nu-i acordăm importanță, fie să căutăm complexități filozofice sau teologice care, de fapt, nu sunt prezente în această mică scrisoare. Scrisoarea către Filimon este scurtă, concisă și foarte personală. Practic, este cererea unui favor personal. Dar dacă așa stau lucrurile, dacă este cererea unui favor personal din partea lui Pavel pentru Filimon, atunci această scrisoare are vreo valență aplicativă pentru noi? De ce ne-ar interesa pe noi? Cu siguranță, Răspunsul corect este da. Ce încearcă Duhul Sfânt să ne transmită prin ea din moment ce a inclus-o în canonul Sfintei Scripturi? Probabil din mulțimea scrisurilor foarte personale ale lui Pavel, un mod de comunicare foarte obișnuit atunci, din mulțimea acestor scrisori personale, una rămâne peste viacuri. De ce? Ce vrea Duhul Sfânt să ne învețe prin aceste câteva rânduri din scrisoarea a 57-a din seria Biblioteca. Haideți să pornim la drum. Contextul scrierii acestei scrisori îl putem afla prin deducție, bineînțeles. Lucrurile s-au întâmplat în felul următor. Sclavul Onisim, nume care înseamnă foarte interesant și important, înseamnă folositor. Sclavul Onisim fuge de sub autoritatea stăpânului său Filimon, nume care, iarăși la rândul lui, are semnificație. Filimon înseamnă afectuos. Sclavul Onisim fuge de sub autoritatea stăpânului său Filimon, furându-i anumite lucruri. Deducem aceasta din versetul 18. El fuge din Colose la Roma ca să se ascundă. Acolo, în anumite împrejurări necunoscute nouă, el se întâlnește cu Pavel. Fie ajunge în închisoare, să fie coleg de închisoare cu Pavel și acolo cei doi intră în discuție, fie onisim, prin intermediul concetățeanului lui Epafra, ajunge să se întâlnească cu Pavel. Epafra tocmai adusese o scrisoare de la biserica din Colose pentru Pavel care era înlănțuit în Roma. Indiferent de împrejurările prin care Onisim se întâlnește cu Pavel, ceea ce este cert este următorul lucru. Sub influența lui Pavel, Onisim se întoarce la Hristos. Sclavul folositor Onisim se convertește la Hristos sub îndrumarea lui Pavel. Până la urmă, această scrisoare este povestea a doi oameni. Unul, al cărui nume, deși declară că este folositor, se dovedește a fi fost nefolositor, dar în urma nașterii sale spirituale devine într-adevăr folositor atât lui Pavel cât și lui Filimon. Apoi este povestea unui al doilea om, al cărui nume, deși îl declară a fi afectuos, se dovedește neafectuos. Dar, în urma intervenției lui Pavel, se ridică la înălțimea numelui pe care îl poartă. Povestea a doi oameni, într-o scurtă scrisoare personală a Apostolului Pavel. Care este, deci, până la urmă, mesajul acestei scrisori? Ce încearcă Duhul Sfânt să ne transmită? ca și o temă majoră, care este contribuția specifică a acestei scrisori la întreaga bibliotecă. Cred că am putea strânge mesajul sau scoate mesajul acestei scrisori din versetul 6. Și acolo Pavel spune următoarele cuvinte. Îl rog ca această părtășie a ta la credință să se arate prin fapte care să dea la iveală tot binele ce se face între noi în Hristos. Și atunci mesajul, în alte cuvinte, ar putea fi formulat astfel. Apartenența la credință trebuie să se arate prin fapte. Ce fel de fapte? Fapte care să ni l dezvăluie pe Hristos. Acesta este mesajul scrisorii. Apartenența ta la credință trebuie să se rate prin fapte, nu prin registrul de membri. Registrul de membri nu te face un aparținător la credință. Apartenența la credință nu se realizează nici prin nașterea într-un anume popor sau nașterea într-o familie de credincioși. Apartenența la credință Încearcă Pavel să le transmită celor de atunci și nouă celor de acum. Apartenența la credință trebuie să se arate prin fapte. Acesta ar fi mesajul. Dar, care ar fi câteva învățături practice? Care este structura sau temele majore, învățăturile practice majore ale acestei scurte scrisori? Haideți să le vedem. Scrisoarea educă caracterul a doi oameni și le și testează credința. Abordarea lui Pavel le verifică calitatea transformărilor lucrate de Duhul Sfânt. În ce fel? Uitați-vă în ce fel. Onisim trebuie să-și refacă relația ruptă cu stăpânul său, să se întoarcă în casa stăpânului, să-și reia statutul de sclav și să răscumpere paguba produsă acestuia. Iată deja o primă temă majoră, o primă învățătură importantă de viață. Și anume, în urma răscumpărării făcute de Isus Hristos, trebuie să faci tot ce-ți stă în putință să-ți rezolvi trecutul, să îndrepti răul sau relele făcute. Sigur, că nu poți garanta că vei și reuși, pentru că nu totul ține de tine, dar partea ta trebuie făcută. Astfel de măsuri contribuie atât la formarea caracterului, cât și la testarea credinței tale. Pentru că nu poți intra în noua viață, în împărăție cu vechile bagaje. Iată un prim adevăr practic pentru noi. În urma răscumpărării realizate de Isus Hristos, în urma răscumpărării tale realizate de Isus Hristos, trebuie, trebuie să faci tot ce stă în putință. Să-ți rezolvi trecutul, să îndrepți reul sau relele făcute. Nu poți intra în noua împărăție cu vechile bagaje. Și poate, încă o aplicație practică ce rezultă, tot de aici, din experiența lui Onisim. Fuga de probleme nu le soluționează. Problemele trebuie luate, înfruntate și rezolvate. Fuga de ele nu te scapă, nu aduce. Nu produce soluții. Lecția de viață din experiența lui Onisim. Care ar fi lecția de viață din experiența lui Filimon? Deci, de cealaltă parte, Filimon, stăpânul de sclavi, credincios, trebuie să treacă peste umilința și paguba resimțită și să ofere iertare celui ce i-a greșit primindu-l înapoi fără repercursiuni, primindu-l în relație fără repercursiuni. Deși avea drept de viață asupra robului său, în cultura greco-romană, așa stăteau lucrurile, deși avea drept de viață și de moarte asupra robului său, trebuia să schimbe gândirea și conduita ca urmare și ca dovadă a convertirii sale la credința creștină. Trebuia să-l privească pe unisim nu ca pe o posesiune, ci ca pe un frate în Hristos. Și iată deja o a doua temă majoră, un al doilea adevăr practic pentru noi. Și anume, cine este în Hristos este o făptură nouă și familia biserică trebuie să-l trateze ca atare. În familia lui Hristos, cu toții sunt frați. Ascultați argumentarea lui Pavel din versetele 16 și 17. Poate că el a fost despărțit de tine pentru un timp, tocmai ca să-l ai înapoi pe vecie, dar nu ca pe un sclav, ci mai presus de un sclav, ca pe un frate prea iubit, mai ales de mine și cu atât mai mult de tine, atât în chip firesc, cât și în Domnul. Așadar, dacă mă consider prieten, zice Pavel, primește-l ca pe mine însumi. Iată lecția practică de viață pentru noi. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Iar familia sau biserica trebuie să îl trateze ca atare. Firul logic al lui Pavel funcționează așa. Filimon, eu te iubesc pe tine și tu mă iubești pe mine. Eu îl iubesc și pe Onisim, așa că dragostea ta pentru mine trebuie să se rate și față de el. Aplicația practică a acestui adevăr pentru noi astăzi sau ceea ce încearcă Duhul Sfânt să ne întrebe astăzi, este următorul lucru. Cum îi tratezi pe cei din Familia lui Dumnezeu? Pentru că oricine se află în Familia lui Dumnezeu trebuie tratat ca un frate. O altă lecție majoră, un alt adevăr specific și puternic pe care această scurtă scrisoare ni le expune, este următorul. În Hristos, barierele culturale, sociale, rasiale, etnice, economice sau politice n-au voie să ne separe. În Hristos, cu toții sunt frați și surori. Așa se exprimă Pavel, ca să-l înapoi pe vecie, dar nu ca pe un sclav, ci mai presus de un sclav, ca pe un frate prea iubit. Cât sens începe să capete trenul lui Bill Myers pe care l-am pus pe afișul cărții Filimon. Și anume, citez, Apoi, într-o zi, pentru prima dată în istorie, un rob și stăpânul lui au strigat într-o șocantă recunoaștere. Frate! Cred că Duhul Sfânt încearcă să sublinieze și acest această aplicație practică pentru noi. Cine este în Hristos? Sau în Hristos? Barierele culturale, sociale, rasiale, etnice, economice sau politice nu au voie să ne separe. Ceea ce Pavel spune prin aceste afirmații este să ridice ochii oamenilor lui Dumnezeu peste zidurile sociale, într-o realitate în care nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul în toți. Cum spune Pavel în epistola către Coloseni, exact orașul de unde era Filimon și Onisim. În Hristos nu mai există bariere. Oamenii lui Dumnezeu privesc dincolo, de zidurile, de barierele sociale, etnice, economice, politice. Sclavagismul, ca formă de organizare a societății, deși surprinzător pentru noi azi, nu este condamnat de Pavel. Și asta ar putea să-l tulbure pe unii dintre noi în zilele noastre. Pentru că citind această scurtă scrisoare, unii se pot întreba cum de Pavel îl trimite înapoi ca și sclav la stăpânul lui eliberat fiind de Hristos, de ce îl întoarce înapoi acolo? Ca să-și rezolve trecutul, da, am înțeles. Dar de ce nu îl obligă pe Filimon să le libereze? Un scurt răspuns, o scurtă paranteză, ca să scăpăm de această posibilă povară. Cum de Pavel nu condamnă și nu elimină sclavagismul? Evanghelia lui Hristos, de fapt, nu are scopul de a dărâma structurile sociale prin forță, ci prin transformare lăuntrică. Sclavagismul a dispărut prin transformarea lăuntrică a ceea ce a devenit în timp creștinătatea. Dar atunci s-ar putea întreba unii, s-ar putea spune că Biblia susține sclavia? Răspunsul este nu. Atitudinea predominantă privitoare la sclavie, inclusiv în legea vechi Testamentară, este negativă. Spre deosebire de țările zonei, a bazinului mediteranean, Israelul nu avea o stratificare socială și toți izraeliții erau considerați frați și surori. Citiți în lege, în Levitic 25, în Deuteronom 15, în Deuteronom 17. Până și cuvântul ebraic tradus cu sclav înseamnă literal lucrător. Pe când în zonă, echivalentul acadian, limba zonei, echivalentul acadian al cuvântului sclav s-ar traduce cu cel ce a coborât ca poziție socială. Până și în limbaj nu exista conceptul de sclav așa cum îl avem noi în minte astăzi. Sclavul era un lucrător. Mai mult, legile izraelite făceau excepție de la întreaga zonă. Legile izraelite erau concepute astfel încât să protejeze sclavii. Și o scurtă privire în lege. Vom vedea că sclavilor trebuiau să li se asigure zile libere. Citiți în Deuteronom 5, de la 13 la 15. Sclavilor li se asigurau zile libere. Sclavilor li se asigura libertatea după o perioadă de șase ani de slujire. Apoi sclavilor li se asigura integritatea fizică sau abuzul fizic era interzis. Citiți în Exod 21. Și încă un lucru, sclavilor în Israel li se asigura și azilul politic. Citiți în Deuteronom 23, versetele 15 și 16. Dacă un sclav fugea de la stăpânul lui, nu mai era obligat să se întoarcă. El trebuia protejat. Pentru că a fugit de acolo cu un motiv. Apoi învățătura apostolică, nou testamentară, deși nu interzicea deținerea de sclavi, nici nu o încuraja, ba din potrivă. De exemplu, Pavel în Efesen, după ce le cere robilor să-și facă datoria față de stăpânii lor, este preocupat de tratamentul sclavilor. Ascultați-l pe Pavel, îndemnând stăpânii de sclavi. Și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei. Feriți-vă de amenințări, ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vedere fața omului. Era un mesaj revoluționar. Stăpânul de sclav și sclavul au același stăpân și sunt văzuți egali în fața lui Dumnezeu. Apoi citim în Corinteni. Pavel în Corinteni încurajează eliberarea de sclavie sau din sclavie. Citez. Ai fost chemat de Hristos? Ai fost convertit? Ai fost chemat când era rob? să nu te neliniștezi de lucrul acesta. Dar dacă poți să ajungi slobo, dacă poți să te eliberezi, folosește-te, fă-o, eliberează-te. De ce nu condamnă în mod direct Evanghelia lui Hristos sclavia? Pentru că Evanghelia lui Hristos nu și-a propus o schimbare socială și politică și mai ales nu și-a propus-o prin forță, ci prin transformare lăuntrică. Și culmea a și reușit. Să o facă. Reacția noastră a omului de astăzi la sclavie este emoțională pentru că este bazată pe abuzurile produse în istorie. Pentru că avem noi o imagine cu privire la sclavie, o imagine trezită, o imagine negativă trezită de aceste abuzuri care au existat în istorie. Dar dacă stăm să ne gândim bine și foarte realist, eliminând emoțiile, punând emoțiile deoparte, dacă ne gândim foarte bine, situația astăzi nu este cu mult diferită de situația antică? La ce mă refer? Vreau să spun următorul lucru. Într-o anumită măsură, sclavia antică s-a transformat astăzi în munca salariată. La fel de grea uneori ca și cea a sclavilor, mai ales dacă ne referim la secolul al XIX-lea. Dacă atunci robul era legat de stăpân printr-un contract de cumpărare, acum suntem legați de stăpân printr-un contract de angajare. Indiferent de caz, robul depinde de stăpân pentru cele necesare traiului. Astăzi, într-adevăr, poți schimba stăpânul mai ușor, dar tot legat ești, cel puțin financiar, dacă nu și în alte feluri. Când dăm emoțiile la o parte, s-ar putea ca revolta noastră, iritarea, nesiguranța ce ne-o produce, lipsa unui militantism, antisclavie, s-ar putea să, se, să ne mai liniștească. Și atunci, în concluzie, în închiderea parantezei, practicarea credinței creștine nu este condiționată de un anume regim politic, nici nu promovează și nici nu este exponentul unui anume regim politic. Credința creștină sau practicarea credinței creștine poate înflori indiferent de regimul politic în care se desfășoară. Credința creștină, practicarea ei transcende orice regim politic, indiferent de extrema în care s-ar afla. Pentru că credința creștină, Evanghelia lui Hristos, vorbește despre o transformare launtrică și aceasta poate avea loc indiferent de regimul politic. Creștinismul nu poate fi atașat niciunui regim politic și nu este condiționat și nici nu promovează niciun regim politic. În Hristos, deci, barierele culturale, sociale, rasiale, etnice, economice și politice n-au voie să ne separe. Și acest adevăr rămâne la un nivel de afirmație, sau poate rămâne la un nivel de afirmație, dar asimilat în gândire, are efecte în relațiile noastre. Ceea ce ne conduce la a patra temă majoră a scrisorii. Și anume, tactul și respectul față de familia, față de cei din familia de credință, face mai mult decât impunerea, decât controlul, decât manipularea. Asta spune Pavel în versetele 8 la 14. Modul lui de abordare, tactul și respectul pe care îl arată, îți dă de gândit și te copleșește cu o mare lecție de viață. Și foarte practic în același timp. Ascultați-l pe Pavel. De aceea, spune el, cu toate că am o mare îndrăzneală în Hristos să-ți poruncesc ce este potrivit să faci, prefer mai degrabă să te rog Potrivit dragostei, eu, Pavel, așa cum sunt, un bătrân, iar acum și încătușat pentru Hristos Iisus, aș vrea să te rog ceva cu privire la copilul meu Onisim, pe care l-am născut în lanțurile mele. Cândva, el ți-a fost nefolositor, ce joc de cuvinte, dar acum îți este folositor, acum este, este într-adevăr Onisim. Este folositor atât ție, cât și mie. Ți-l trimit înapoi pe el inima mea. Aș fi dorit să-l țin lângă mine ca să-mi slujească în locul tău. Cât timp sunt în lanțuri pentru Evanghelie. Dar nu am vrut să fac nimic fără consimțământul tău. Pentru ca binele pe care îl faci să nu fie din constrângere, ci de bună voie. O afirmație absolut uriașă. Și în același timp o afirmație care îți poate da fiori. Deși Pavel avea autoritatea de a-i porunci lui Filimon ce să facă, totuși el face apel la bunăvoința lui Filimon. De ce? Pentru că Pavel știe că prin control, prin manipulare, prin presiune, prin impunere, chiar dacă poți obține niște rezultate imediate, rezultate pe termen scurt, chiar dacă le poți obține repede, chiar dacă poți finaliza. Ceva prin impunere, control, manipulare, presiune, pe termen lung pierzi. Pentru că dacă cineva nu face un lucru din convingere, pentru că îl înțelege, pentru că vrea să-l facă, când cineva face un lucru prin impunere, îl face punctual, pe moment, pe termen lung el nu crește, el nu înțelege, el întreține în sine o iritare, o supărare, o amărăciune. Pe termen lung, cele mai bune rezultate se obțin de bunăvoie când faci ceva din convingere. Și de aceea Pavel, în loc să impună, în loc să controleze, în loc să-l manipuleze, îi spune, uite, vreau să te rog ceva, dar nu vreau să o fac fără să fie cu acceptul tău, cu consimțământul tău. Și aceasta ar putea însemna mult pentru noi astăzi. S-ar putea să ne regăsim uneici. Tactul și respectul față de cei din familia de credință face mai mult decât poate face impunerea. Chiar dacă rezultatele pe termen scurt nu sunt așa de spectaculoase, pe termen lung oamenii se formează și caracterul lor se întărește. Și umblarea lor cu Dumnezeu se dezvoltă. Expresia vizibilă a unității creștine este armonia relațiilor. Și tocmai de aceea Pavel cere consimțământul, nu vrea să impună, iar vrea să dezvolte relații armonioase. Armonia aceasta a relațiilor pentru care pledează Pavel se traduce prin îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință, iertare. Acest gen de liste îl găsim peste tot. În Sfânta Scriptură și mai ales în Epistele lui Pavel. El mereu și mereu insistă și încearcă să lucreze, să dezvolte niște relații armonioase în familia lui Dumnezeu. Pledând pentru toate aceste ingrediente: îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință și iertare. Și pe acest element aș vrea să mai facem câteva aplicații, pentru că până la urmă, scrisoarea către Filimon este în miezul ei o chemare la iertare. Și de aceea vreau să aruncăm o privire scurtă asupra acestui concept. Până la urmă, Pavel îl cheamă pe Filimon la iertare. Să-și arate apartenență la credință prin fapte de credință, și anume iertare. Mai ales că iertarea este un lucru atât de greu, de făcut. Pentru fiecare din noi. Sies lui spunea, toți oamenii spun că iertarea este o idee bună, până când au ceva de iertat. Și atunci începe bătălia. A ierta, când ne uităm în întreaga scriptură, ca să înțelegem acest concept și să-l putem aplica, a ierta se aseamănă cu a coase o rană deschisă ceva îți produce rană, iertarea înseamnă coaserea rănii. O astfel de sutură are nevoie de șase copci, de șase fire. Acestea sunt caracteristicele iertării și vreau să le recapitulăm ca să ne putem, ca să putem să ne examinăm. Odată iertarea este o poruncă, nu o recomandare este obligatorie, nu facultativă. Așa ne învață Domnul Isus, de exemplu, în Luca 17. Luați seama la voi înși vă, dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră -l. și dacă îi pare rău, iartă-l. Dar rei, nu pot să iert. Rănile sunt prea adânci. Doar văzând persoana, simt cum totul se revoltă în mine. Și eu aș răspunde, așa este, te cred dar poate tocmai aici este problema ta. Te uiți la persoana care nu trebuie. Mută-ți ochii de pe persoana care ți-a greșit, pe persoana care te-a iertat la rândul ei, pe Domnul Isus Hristos. Aici e marea bătălie. Ceea ce ne împinge la al doilea fir al suturii numite iertare. Înțelege că ți s-a iertat mult. Asta ne spune Pavel, de exemplu, le scrie celor din Coloseni. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, neteată prejur. Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters lista cu poruncile Lui care ne incriminau și a nimicit-o, a pus-o, a pironit-o pe cruce în Isus Hristos. Ți este greu să ierți? Pentru că până și văzând persoana, simți cum se revoltă totul în tine? Mută-ți ochii. Pricepe, înțelege că ți s-a iertat mult. La rândul tău ți s-a iertat foarte mult. Și aici din nou ați putea să-mi spuneți, dar rei, eu n-am făcut nimic rău. Eu sunt victima. Nu eu am bârfit, nu eu am mințit, nu sunt eu vinovatul. Și eu aș răspunde, probabil că nu, dar nici Isus n-a fost vinovatul și totuși și-a asumat atât păcatul tău, cât și plata pagubelor pentru păcatul tău. Pentru că aceasta este iertarea. Când înțelegi că ție ți s-a iertat mult, vei găsi resurse să ierți la rândul tău. Mai ales că, în al treilea rând, iertarea oferită de Dumnezeu este condiționată și acest adevăr ar trebui să ne dea oarecar fiori. Iertarea oferită de Dumnezeu este condiționată. Asta spune Isus în Matei 6, de exemplu. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Francis de Assisi spunea într-o frază memorabilă, Iertând, suntem iertați. Și cât de ușor deținut minte este o astfel de propoziție. Iertând, suntem iertați. Pentru că iertarea oferită de Dumnezeu este condiționată. Al patrulea fir, al patrulea aspect al iertării este următorul. Iertarea nu este un act ocazional, ci un mod de viață. Nu poți să spui, am iertat destul de azi încolo, nu mai iert. Domnul Isus, în Luca 17, continuă cu aceste cuvinte. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta, de șapte ori pe zi și de șapte ori pe zi se întoarce la tine și zice îmi pare rău să-l ierți. Iertarea nu este un act ocazional, ci un mod de viață. Al cincilea fir al iertării al suturii numite iertare. Iertarea înseamnă, să fim foarte atenți, a consimți să trăiești cu consecințele păcatului cuiva față de tine. Trebuie să fim pregătiți și pentru aceasta. A ierta înseamnă a accepta să trăiești cu consecințele păcatului cuiva față de tine. El își iertare, tu îl ierți. De cele mai multe ori consecințele rămân. Numele care ți-a fost stricat, ecourile mai rămân și după iertare. Dar hai să gândim așa, în realitate, oricum ești nevoit să trăiești cu consecințele răului ce ți s-a făcut, fie că ierți, fie că nu. Chiar dacă refuzi să-l ierți, tu tot rămâi cu consecințele răului ce ți s-a făcut. Poți alege să trăiești în amărăciune și mânie, sau în pace și liniște iertând. Până la urmă, fie că ierți, fie că nu, tot vei trăi cu consecințele păcatului cuiva față de tine. Așa că este mult mai înțelept și mai bine să ierți, să te eliberezi, chiar dacă mai trebuie să porți consecințele acestea o vreme peste tine. Și al șaselea fir al suturii numită iertare este acesta. Iertarea este benefică. Îți face bine. De aceea, Pavel, în mai multe locuri, dar în 2 Corinteni, capitolul 2, spune următoarele cuvinte: Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi. Adică, dacă nu iertăm, Satana poate avea un câștig de la noi. Deci, iertarea este benefică îți face bine. Așa că scrisoarea lui Pavel către Filimon este și o poveste, o, un îndemn pentru iertare. Și când ne gândim la iertare, un lucru atât de practic, poate reținem următorul lucru. Când cineva te rănește, acesta se coboară sub nivelul tău. Când te răzbuni, cobor tu sub nivelul lui. Când ierți, te ridici deasupra nivelului tău. Iertarea este benefică. Îți face ție bine și face familiei foarte bine. Așa că, în fața acestei scurte scrisori lui Pavel, iată ne, uitându-ne în oglinda numite Onisim și Filimon. Suntem aici împreună atât onisimi, adică oameni care au făcut rău altora, cât și filimoni, oameni cărora ni s-a făcut rău. Dacă ești un onisim, Duhul Sfânt te îndeamnă să-ți să ceri iertare, să-ți rezolvi trecutul, să acoperi paguba, oricât de greu ar părea să fie. Dacă până astăzi te-ai dovedit nefolositor, ridică-te la înălțimea numelui tău de onisim, fi folositor într-adevăr. Dacă te regăsești astăzi într-un filimon, Duhul Sfânt te îndeamnă să acorzi iertare celui ce ți-o cere celui ce ți-a greșit. Dacă până astăzi te-ai dovedit a fi neafectuos sau neprietenos, ridică-te la înălțimea numelui cel porți. Fii prietenos, fii afectuos, într-adevăr și iartă. În același timp, să nu neglijăm faptul că fiecare dintre noi ne regăsim în dubla calitate de Onisim și Filimon. Mi s-a greșit, și trebuie să iert. Și în același timp am greșit și trebuie să-mi cer iertare, să-mi rezolv relația. Cel care pretinde iertarea cuiva, dar refuză să o acorde la rândul lui, distruge podul peste care va urma chiar el să treacă la un moment dat. Să fim foarte atenți. Avem nevoie de iertarea altora. Și avem nevoie să acordăm iertare. Dacă astăzi refuzi să acordi iertarea ta cuiva, fii pregătit, vei, trege, vei trece peste podul acesta în care vei avea tu nevoie de iertarea cuiva, și s-ar putea ca podul să fie aruncat în aer. Relațiile nu progresează datorită pedepsirii vinovatului, ci datorită iertării oferite de cel nevinovat? Astfel progresează relațiile? Oare are Duhul Sfânt ceva să ne spună unora dintre noi astăzi? Am vrea că relații dintre noi să fie armonioase. Iertarea este un ingredient absolut necesar. Relațiile vor progresa datorită iertării oferite de cel nevinovat, nu datorită pedepsirii vinovatului. În concluzie, scurta scrisoarea lui Pavel către Filimon ne învață aceste lucruri. În urma răscumpărării făcute de Isus Hristos, trebuie să faci tot ce stă în putință să-ți rezolvi trecutul. Să îndrepți răul făcut. 2. Cine este în Hristos este o făptură nouă și biserica trebuie să-l trateze ca atare. În Hristos, barierele culturale, sociale, rasiale, etnice, economice sau politice n-au voie să ne separe. Și patru. Tactul și respectul față de familia de credință face mai mult decât poate face impunerea. Pentru că apartenența la credință trebuie să se arate prin fapte. Iar iertarea aproape lui este una dintre aceste. Fapte. Dacă Dumnezeu ar fi aici cu noi În mod fizic cumva Și-ar veni și-ar sta la dispoziția noastră Să-i punem o întrebare Dacă Dumnezeu ar fi aici Și-aș putea să intru într-un dialog cu El Cred că așa s-ar desfășura dialogul nostru Doamne Ți-am citit scrisoarea a 57-a. Ceea ce ai certului Onisim și lui Filimon, cât și mie astăzi, este extrem de greu. Îmi aduc aminte ce le scriai celor din colose, de unde erau Filimon și Onisim. Ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos? Așa iertați-vă și voi. Doamne, e foarte greu! Nu se poate mai puțin? Cred că Dumnezeu mi-a răspunde. Nimic mai puțin, nimic altceva. Și în plus, ar continua Dumnezeu, și în plus să știi că nu mă voi da înapoi de la obține ceea ce mi-am propus. Ceea ce mi-am propus și trebuie făcut pentru a-ți oferi viața alături de mine. Dacă m-aș mulțumi cu mai puțin. Ar continua Dumnezeu. Dacă nu te-aș conduce pe această lungă distanță de la minte la inimă, ți-aș face un rău irecuperabil. Și cred că atunci i-aș răspunde: Doamne, da, îmi aduc aminte. Înțeleg. Înțeleg că vrei, că mă vrei, lângă tine, cu orice preț. Chiar. Cu prețul vieții fiului tău. Doamne, îți mulțumesc că, încă o dată, tu pur și simplu mă iubești. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim frumos că nu scurtimea unei scrisori îi dă și puterea conținutului. Îți mulțumim, Doamne, că și această 57-a scrisoare de iubire către noi. Are ceva să ne spună. Îți mulțumesc, Doamne, că vrei să investești în relațiile armonioase dintre noi. Că vrei să-ți vezi familia iubindu-se, vrei să-ți vezi familia tratându-se unul pe altul, ca și frați și surori. Doamne, îți mulțumim pentru cuvintele tale de astăzi. Îți cerem puterea de a ierta puterea de a fi plin de tact și de respect. Puterea de a ne rezolva trecutul. Puterea de a-l vedea pe cel de lângă noi ca fiind egalul nostru. Puterea de a dărâma orice bariere ce stau între copiii tăi din familia ta. Te rugăm pentru această putere și îți mulțumim frumos că ne o vei da. Pentru că tu pur și simplu ne iubești. Amin.